Începând de marți, Giurgiu are un centru medical dedicat pacienților cu boli incurabile, aflați în stadii terminale. Investiția aparține unor afaceriști bucureșteni, clinica fiind situată în clădirea ce deservea fosta cantina întreprinderii textile Dunăreana. Este un complex care vine în plus față de serviciile pe care le oferă Spitalul Județean și, bineînțeles, și celelalte spitale, deci este un serviciu suplimentar, serviciu care se adresează pacienților cu boli incurabile și boli în fază terminală. Centrul are 24 de paturi, dispuse în 9 saloane, 3 medici, 7 asistente, 6 infirmiere, 2 îngrijitoare și un ambulanțier. Un segment de paliație este folositor atât beneficiarului propriu-zis, pacientului în sine, cât și familiei care are nevoie de el și care vrea să-i asigure un confort pentru ultimele clipe, atât din punct de vedere, știu eu, al profesionalității medicilor ce vor lucra aici, cât și din punct de vedere al ambientului. În afară de serviciile oferite la clinica proprie, centrul medical oferă și servicii de îngrijire la domiciliu și asigură transportul pacienților cu ambulanța proprie. Vreau să felicit această inițiativă privată în domeniul medical și nu în domeniul medical al tratamentului, în care în Giurgiu mai sunt și alte societăți comerciale care s-au orientat către acest domeniu de activitate, dar în domeniul în celălalt în care până acum nimeni nu a apelat sau nu a încercat să investească în Giurgiu, al susținerii medicale sau al susținerii ca și îngrijire după ce sistemul medical nu mai poate face nimic. La inaugurare a fost prezent și directorul Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu, Marin Constantin. La inaugurare a fost prezent și directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Marin Constantin. Acesta susține că de la 1 mai 17 din cele 24 de paturi urmează să fie asigurate de CASE.